Elementele fondului intim străin Libertatea gravitațională se exprimă ca decizie luată pe fondul constant a unor îngrădiri prealabile. Capacitatea mea de hotărâre, ca expresia libertății mele, se exersează din lăuntru unor hotare pe care, deși sunt ale mele, nu eu mi le-am dat. Înainte de a mă construi prin propriile mele hotărâri, sunt ceea ce sunt prin hotarele primite distanța dintre fondul intim străin și lotul libertății mele este distanța dintre euul primit și euul construit. Ca ființă liberă, sunt constrâns să colaborez cu zestrea de limite a euului primit. Libertatea umană se întruchipează din acest mănunchi de limite. Ele sunt condiția exercerii, terenul de pe care libertatea se înalță ca libertate îngrădită și condiționată. A descrie spațiul gravitațional al libertății înseamnă a trece în revistă elementele fondului intim străin, a proceda la un inventar al hotarelor care mă constituie și care mi aparțin de dinaintea hotărârilor mele. Spațiul gravitațional al libertății are așadar o configurație de tipul celei prezentate pe pagina următoare. Să observăm că elementele fondului intim străin alcătuiesc două categorii distincte, după cum libertatea poate sau nu mai poate reveni asupra lor. Deși primite fără voia sau fără știința mea, parte dintre ele pot, odată contestate, să fie modificate, înlocuite, reconstruite la nivelul libertății mele. Celelalte limite sau determinații sunt imoabile, au caracter de fatalitate, sunt neputincios în fața lor și nu pot decât să le accept ca atare. Sexul, zestrea somatică, Zestrea mentală, ascendența, rasa, națiunea sau tribul, epoca, sunt limitele imuabile, determinațiile asupra cărora libertatea mea nu se mai poate exersa ulterior. Nu pot, bărbat fiind să devin femeie, nu pot schimba talia trupului sau forma mâinii, niște etura spirituală, după cum nu-mi pot alege alți părinți, altă rasă sau altă epocă decât aceea în care m-am născut. În schimb, Locul, limba, religia, numele și clasa pot face obiectul unei ulterioare negocieri cu libertatea mea și pot fi contestate, anulate și înlocuite prin propria mea decizie. Pot să mă mut din locul în care m-am născut și să mă așez în altul, pot să mă fixez în altă limbă sau să trec la altă religie, după cum atârnă până la urmă de mine, să -mi modific statutul social. Înainte de a alege Înainte de a tăia în stofa posibilului și de a da contur suitei de acte care alcătuiesc conținutul unei vieți, libertatea mea se manifestă ca atitudine față de hotarele primite, ca libertate care se întoarce asupra zestrei mele și o consideră în implacabilul sau în reformulabilul ei. Înainte de a-mi da formă sau de a da formă la tot ce mă conjoară, pot să fiu sau nu în acord cu setul de limite primit și pot să-mi construiesc viața în armonie sau un intim dezacord cu tot ce mi s-a dat. Pot să accept ca atare elementele fondului intim străin, pot să accept parte din ele, după cum pot să nu mă împac cu nimic din tot ce mă precedă. Nu sunt nefericit din pricina determinațiilor asupra cărora nu pot reveni, nu simt nevoia să schimb nimic din cele asupra cărora aș putea reveni. Sau, din potrivă, sufăr pentru ceea ce nu mai pot schimba. Mă grebe să modific determinațiile asupra cărora pot reveni. Pot să-mi accept sau să-mi detest chipul și înzestrarea mentală. Pot să-mi doresc alți părinți, să tânjesc după altă râm, să-mi repudiez neamul, să regret că m-am născut în acest secol, să visez că sunt alb în vreme ce sunt negru, să-mi resim numele ca pe un blestem, să-mi detest apartenența la masculinitate sau la feminitate. Pot deci să nu mă împac cu hotarul pe care l-am și să-mi doresc un altul, după cum pot să contest prestigiul oricărui hotar, să repudiez sexualitatea în principiu, să resim tentația androginului, să nu împriască niciun loc, să fiu distopic, mânat de instinctul apodemiei, etern rătăcitor, să nu mă simt bine niciun trib al lumii, să vreau să-mi pierd orice rădăcină. Însă acest mod de a considera setul de limite primit, contestarea unei forme anume în care ești fixat sau contestarea a tot ce te fixează, este opera tardivă a libertății, care ajunge să funcționeze revizionist sau insurecțional în lăuntru unui model cultural bine determinat, umanismul, romantismul. Divorțul față de ceea ce a devenit al tău printr-o conferire străină, precum și insatisfacția care îl însoțește, nu dau regula felului în care eu îmi consider hotarele primite. Cel mai adesea, elementul care predomină în această evaluare este acordul, familiaritatea cu acomodarea. Accentul cade în această evaluare pe intim și nu pe străin. Din capul locului eu mă identific și mă identific irațional cu tot ce mi-aparține venind de dinaintea mea. Trupul meu, chiar fără să-mi placă, îl iubesc pentru că este al meu. Locul nașterii, numele, tribalitatea, etc. sunt deopotrivă acceptate pentru că au toate aura prestigiului suprem. Prestigiul eului meu. Mintea pe care o am, bunărea, este a mea. Limba în care am vorbit de la bun început e limba mea. Zeii la care m-am rugat mai întâi sunt ai mei. Tot ce este al meu, este cel mai aproape de mine și de aceea acordul cu tot ce mi aparține în chip intim este îndeopște total. Identificarea cu setul de limite al fondului intim străin se face în mod spontan și tocmai această identificare este temeiul agresivității. Pare curios, la prima vedere, faptul că acordul cu hotarele proprii poate lua forma agresivă a excluderii. Excluderea a tot ce cade în afara determinațiilor mele. Pentru că tot ce cade în afara acestor determinații, continuă să rămână în perimetrul identității mai vaste, numite om. Oricât aș fi de diferit prin constelația celor 12 elemente ale fondului intim străin, nu pot să mă împiedic să constat că oricine altcineva participă la rândul lui la aceleași 12 determinații, fiind în felul acesta ca și mine om. Și altul este bărbat sau femeie, și altul are un trup și o minte, și altul are o ascendență, vorbește o limbă și s-a născut undeva. Altul, în virtutea acelorași 12 determinații, este identic cu mine, este om. Altul este de aceea altul identic, identic prin calitatea unică de om și prin cele 12 limite pe care această calitate, oriunde și oricând, le implică. Cum e atunci cu putință ca însuși temeiul identității să devină unul al excluderii și agresivității? Cum poate altul identic să se transforme în altul diferit, de vreme ce a fi om înseamnă a participa la cele 12 elemente ale fondului intim străin, și de vreme ce participarea la cele 12 elemente ne cufundă în vasta identitate a calității de om? Unde apare diferența? Ca sursa excluderii și agresivității în lăuntrul acestei identități? S-ar părea că nicio identitate nu e îndeajuns de puternică pentru a estompa diferența și alteritatea existente în sânul ei. Desigur, altul e identic cu mine prin calitatea sa de om și prin setul de determinații pe care îl are, identic al meu. Și el vorbește o limbă, și el are un sex, și el are o religie, și el s-a născut undeva. Dar el vorbește altă limbă, poloneza și nu suedeza. Are alt sex, e femeie și nu bărbat, are altă religie, e islamic și nu creștin, s-a născut în altă țară. Altul este, desigur, altul identic, dar în același timp, identicul acesta este altul. Iar identicul care este altul, altă limbă, al părinți, al sex, altă nație, etc., e straniu, e stranietatea, e străinul, e cel din atâtea puncte de vedere, din cele 12 care ne unesc, dar care totodată ne despart, diferit de mine. Pentru mine, ca bărbat, femeia e stranie și străină, atât de stranie încât sfârșește prin a deveni mister. Pentru mine, ca european, asiaticul este straniu și străin, și până la urmă, un mister asiatic. Pentru mine, ca om al secolului 20, un om din evul mediu este atât de straniu încât este alt om. Străinul este altul a cărui identitate comună cu a mea se pierde în spatele a ceea ce el are diferit de mine. La limită, tot ce cade în afara euului meu, îmi este străin sunt atât de bine închis în diferența limitelor mele, încât identitatea pe care o împart cu ceilalți devine insesizabilă. Firescul a ceea ce sunt transformă în nefiresc tot ceea ce e altfel decât mine. Totul în mine este acord cu cele 12 limite care mă determină în concretețea lor, dar acest acord se însoțește cu o preliște absolută ca același drept să-și-l asume și altul cum e cu putință să fii persan, cum e cu putință să fii francez. Există o superioritate prostească pe care ți-o dă limita proprie și care face ca evaluarea oricărei alte limite să se miște între condescendență și adversitate. Disprețul nemărturisit al contemporanilor față de oamenii altor vremi, sărmanii oameni din evumediu, stupoarea în fața altor zei, Contrarierea pe care o provoacă noi obiceiurile altei nații, perplexitatea în fața cuvintelor altei limbi, exaltarea în fața peisajului autohton, vin toate din identificarea spontană cu sistemul meu de limite. Pentru că acest sistem captează tot ce e particular în noi. Eu nu mă mai pot identifica cu calitatea integratoare de om. Există de aceea, în mod latent, un terorism al limitei proprii o formă spontană de expansiune și de impunerea ei. Logica proprii mele clase tinde să devină universală, logica nații mele la fel, zeii mei se cuvine să devină ai tuturor, forma minții, ba chiar și a capului cu care gândesc tind să devină exclusive. La calitatea de om, care nu are de partea ei decât forța plăpândă a abstracții, trebuie să ajung, după ce parcurg, mijlocit și rațional, calea dificilă a transferului și analogiei, pe când în hotarul primit, care are de partea lui vigoarea concretului, mă aflu instalat din capul locului, fără niciun efort. Orice mare conflict are la bază dificultatea de a accede la abstracția om, de a stăpâni exaltarea diferențelor care mi-au fost conferite și cu care mă identific în chip spontan și rațional. Identitatea, om, și diferența, cele 12 determinații, nu stau niciodată în cumpănă. Ar fi nevoie de o uriașă îmbrățișare, de ștergerea a tot ce este diferit, de topirea tuturor hotarelor pe o cale afectivă, pentru ca elementele fondului intim străin să-și piardă forța negativă. Doar democrația în fața morții și a lui Dumnezeu, acest punct suprem de anulare a diferențelor, îmi aduce aminte de hotarul finitudinii, și al faptului de a fi om, pe care orgoliu închideri în determinațiile mele, mă face la tot pasul să-l dau uitării. Dar ce loc ocupă în constelația elementelor fondului intim străin, libertatea? Am văzut că libertatea este singura dintre limitele primite, ea mi-a fost conferită și vine, ca și celelalte limite de dinainte alegerii mele, în virtutea căreia pot alege, și prin care, alegând, pot la rândul meu să institui limite. Numai că libertatea ca facultate a alegerii nu se poate exersa liber, ci doar îngrădită de celelalte limite care alcătuiesc fondul intim străin. Sunt acestea singurile limite care îngrădesc și totodată fac cu putință exercițiul libertății și care, făcând-o o să depindă de, o transformă în libertate gravitațională? Libertatea ca alegere nu se poate exersa decât în măsura în care se bazează pe conștiința existenței unor posibilități variate, a căror realizare depinde numai de mine, pe conștiința existenței posibilităților mele. Libertatea este putința de a alege între mai multe posibilități ale mele. Ceea ce înseamnă că, pentru a putea alege, eu trebuie să trec mai întâi în revistă posibilitățile dintre care pot alege inventarul posibilităților, care este premiza putinței de a alege și condiția ei, este limita pe care o implică libertatea gravitațională și care o însoțește prin însăși esența ei. Pentru că inventarul posibilităților la un alegerea se poate exersa, este în mod fatal finit. Infinitul nu e inventariabil și el constituie în sine însuși o limită. Libertatea ca libertate gravitațională nu este îngrădită numai de setul predeterminat al limitelor fondului intim străin, ci și de setul finit al posibilităților între care aleg. Profesiunea asupra căreia mă opresc este una dintre profesiunile inventariabile care îmi stau la îndemână. Această profesiune odată aleasă este limita pe care mi-o dau un chip liber, e hotarul care rezultă din hotărârea mea dar este o limită pe care mi-o dau dintr-un număr limitat de posibilități. Eu decid, hotărăsc, aleg, deci sunt liber, dar decid instituind o limită din lăuntru unui set limitat de limite eligibile. Limita inventarului, câmpul finit de posibilități în care se mișcă alegerea mea, este alături de limita elementelor fondului intim străin, cea de-a doua față gravitațională a libertății. Libertatea se exersează ca libertate, pe de o parte, prinsă în cele 12 determinații, pe de altă parte, în propriile sale limite de alegere. Numai că această limitare a libertății, în câmpul alegerii, e compensată de redeschiderea libertății în spațiul îngrădirilor inițiale pe care le marchează elementele fondului intim străin am văzut că libertatea se poate întoarce asupra acestor elemente și le poate considera și reconsidera. În prima instanță eu descopăr că sunt centrat, fixat, pe cele 12 determinații ale fondului intim străin. Sunt centrat pe sexul meu, pe națiunea mea, pe limba mea, etc. Sunt centrat în măsura în care consider că axa lumii trece de pildă prin satul meu, prin masculinitatea mea, prin cuvintele graiului meu sau prin zeii religii mele. Apoi descoper că există alte sate, alte obiceiuri, alte limbi, alte peisaje, alte seminții, alte altare și că prin toate acestea trece de asemenea o axa lumii. În acest moment centrarea mea se relativizează, ea devine inventariabilă, numărabilă în rând cu celelalte centrări existente. Ceea ce survine în urma conștientizării diversității centrărilor este o descentrare. Această descentrare îmi deschide dintr-o dată câmpul alegerii, și ceea ce mi-a fost dat poate fi comparat, reevaluat, și în final poate deveni obiect al unei decizii. Rămân în centrarea inițială, dar de asta date ea devine o centrare aleasă și nu doar conferită, sau o repudiez, alegând o altă limbă, un alt trib, un alt nume, ba chiar refuzând calitatea de contemporan, refugiul în altă epocă, trecută sau viitoare. Decentrarea deci poate fi urmată în acest caz de o recentrare. Eu rămân să fiu centrat pe o limbă, pe o religie, pe un nume, dar pe altă limbă, pe altă religie și pe alt nume, pe care de astă dată eu le-am ales. Recentrarea este o ajustare a elementelor fondului intim străin. Observație Sursa fanatismului este centrarea care nu a fost confruntată cu alte zări ale lumii, care nu ajunge la comparație, care nu se poate relativiza, pe scurt, centrarea căreia descentrarea este refuzată. Eu nu pot ajunge astfel la gândul generos că în cântarul mare al lumii, toate concretizările elementelor fondului intim străin atârnă la fel și că de aceea ele sunt egal îndreptățite. Decentrarea deci, nu înseamnă pierderea centrării, ci reașezarea în sistemul de limite primite cu un spor de toleranță față de celelalte centrări, și cu gândul că propria ta centrare nu e până la urmă decât rodul unui hazard, s-ar fi putut și altfel. Sursa fanatismului poate fi deopotrivă recentrarea. De vreme ce am intervenit acolo unde se alesese pentru mine și am rectificat prin realegerea mea conturul inaugural al eului meu, eu iubesc cu o pasiune sporită rezultatul acestui gest categoric ca dovadă tardivă a libertății mele. Recentrarea este fapta orgolioasă a eului care a realizat un transplant de libertate în spațiul predeterminării. Ceea ce provine de dinainte alegerii proprii suferă o redefinire în spațiul deciziei mele. Recentrarea operează astfel o deplasare de sursă limba, zei tribul, locul, etc. nu mai provin dintr-o sursă anonimă, ci și au originea în decizia eului meu. Tocmai această deplasare de sursă trebuie confirmată în fanatismul recentrării. Eu trebuie să-mi dovedesc, să dovedesc celorlalți, că ceea ce am ales este mai bun decât ceea ce se alesese pentru mine. De aceea voi fi habotnic cu noi zei, la care eu am ales să mă închin și voi folosi cu sporită îngrijire limba în care eu am ales să vorbești să scriu. Fanatismul recentrării vine să năbușe în mine orice urmă de regret sau de îndoială cu privire la incizia pe care am făcut-o în perimetrul fondului intim străin.